Bună seara, bine am găsit la podcastul medical, un podcast despre sănătate, unde simplificăm termenii medicali. Iar astăzi l-am alături de mine pe domnul doctor Gheorghe Gică, medic primar ginecologie obstetrică în cadrul MedLife Grivița București, alături de care o să vorbim astăzi despre colectarea celulelor stem la naștere. Bună seara, domnule doctor! Bună seara și bine v-am găsit! Sunt onorat de această invitație și de subiectul pe care doriți să-l abordăm în seara aceasta, despre recoltarea celulelor stem la naștere din cordon umbilical. E unul de interes și tot mai multă lume întreabă de el și ar trebui să cunoască sau să știe la ce înseamnă colectarea de celule stem și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni aici. Pentru început, ca să te cunoască mai bine viitoarele mămici sau urmăritorii noștri, aș vrea să ne spui la început câte gravide trec pragul într-un an. Desfășor activitatea în cadrul spitalului MedLife Grivița de aproximativ 15 ani și cea mai mare parte din activitatea mea se axează pe urmărirea sarcinii și am avut privilegiu ca până acum să asist peste 2500 de nașteri. Deci, în medie, sunt în jur de 15-20 de paciente care vin la controle uzuale în timpul sarcinii. 300 de nașteri. I-ai ajutat la aducerea pe lume a multor copii. Da, foarte mulți copii. Supereroi, le spun eu. Supereroi. Și vreau să te întreb, cum te-ai decis să alegi această specialitate? Inițial, eu m-am născut într-o familie în mediul rural cu patru frați și boldul de a mă face medic a venit din partea fratelui meu mai mare. În mediul rural, ca și repere de dezvoltare, oamenii de succes nu sunt foarte mulți, sunt oamenii cu meserii în general. Medicul veterinar, medicul satului, polițistul, primarul și am controlele uzuale din copilărie la dispensarul satului. Am avut un medic care se numea doctorul Munteanu, care era și un munte de om și mi se părea ceva extraordinar și de urmat în ceea ce face el. Ulterior am reușit să urmez cursurile în Facultatea de Medicină din București și în alegerea specialității am fost ajutat de către un prieten mai mare, care era medic ginecolog și mi-a recomandat să urmez și eu acest drum. Pe parcurs am fost ajutat de doi mentori, doctorul Anca și profesorul Pelinescu, care m-au canalizat pe această nișă a ginecologiei. Și în ginecologie te-a atras mai mult partea chirurgicală sau partea efectiv de nașteri și de a ajuta supereroi să vină pe lume? Sunt atras și de partea chirurgicală. În specialitatea noastră, chirurgia are o pondere destul de mare, dar place cel mai mult să urmăresc sarcini și să asist la naștere. Și pentru că ai spus că ajuți la atâtea mămici să nască sau să aducă un supererou pe lume, mi-a plăcut foarte mult expresia asta, vreau să te întreb care sunt poate cele mai frecvente întrebări pe care o mămică ți le adresează? În primul rând, la prima vizită, gravidele în general sunt pline de frici. Sunt pline de frici pentru că urmează să dea naștere un viitorul lor copil și se tem să nu îi facă rău atât timp cât sunt gravide. Și cele mai multe întrebări sunt legate de obiceiuri, de alimentare, de ce investigații se fac în timpul sarcinii ca să se asigure că fătul este bine și că evoluția sarcinii este una normală. Și pe parcursul celor 9 luni de zile reușim să le scoatem aceste frici, că 95% din sarcini evoluează absolut normal fără să intervenim cu nimic. Și aici vreau să te întreb, pentru că cred că e de interes pentru viitoarele mămici, ce investigații sunt bine de făcut în timpul sarcinii? Plaja de investigații din timpul sarcinii este destul de mare. Trebuie văzută starea de sănătate atât a mamei cât și a fătului. Pentru mamă sunt de obicei analize uzuale și investigații absolut de bază. Schimbă în cadrul investigațiilor pentru a vedea dacă fătul se dezvoltă normal. Aici lucrurile au evoluat în ultimul foarte mult și medicina a evoluat în ultimii 20 de ani foarte mult în ceea ce privește imagistica. Și acum avem ecografe ultra performante în care reușim să facem achiziții de imagini spectaculoase, uneori peste rezoluția unui RMN, de exemplu.
și avem foarte multe date despre FAT. Pe de altă parte, mai avem investigațiile legate de teste genetice. Acum au apărut teste genetice non-invazive, care nu mai presupun un risc pentru pierderea sarcinii și care au evoluat foarte mult și ele. Și cum sunt recoltate aceste teste non-invazive? Recoltate ca orice alt test de banal de sânge, adică nu se detectează ADN-ul fătului din circulant, există fragmente mici de ADN ale fătului care circulă liber prin sângele mamei și se detectează aceste fragmente și se pot determina anumite sindrome genetice. Și care e momentul poate cel mai potrivit pentru o mămică să vină la doctor și să aibă primele discuții cu medicul ginecolog? În vederea unei sarcini. Ideal este să aibă o discuție în prealabil cu medicul ginecolog și să facă un consult preconcepțional, se numește, astfel încât să pot fi detectate anumite probleme de sănătate ale mamei și care pot fi tratate înainte de apariția sarcinii. Cel mai frecvent sunt infecțiile, care sunt ușor tratabile în afara sarcinii, iar ele pot fi tratate și pe parcursul sarcinii, dar e mult mai bine să le tratăm înainte. Și sunt recomandate schimbări de obiceiuri, cum ar fi toxice, alcool, fumat, renunțarea la anumite toxice sau scăderea în greutate, având în vedere că urmează să ia în greutate pe parcursul sarcinii și schimbarea stilului de viață, e bine să fie făcută înainte de apariția sarcinii. Și se recomandă poate o anumită alimentație, o anumită dietă în timpul unei sarcini? Trebuie să fii gravidă ca să ai o recomandare de dietă sănătoasă, dar în general e bine să avem o dietă sănătoasă și astfel și fătul se va dezvolta într-un mediu sănătos. Dar recomandarea și în afara și pe parcursul sarcinii este de a avea noile studii arată că dieta mediteraneană este practic cea mai bună pe parcursul sarcinii. Și aici mai vreau să te întreb, practic o mămică descoperă că e gravidă, o viitoare mămică descoperă că e gravidă, trebuie să se prezinte imediat la medicul ginecolog sau este un timp anume când trebuie să general, la consultație? Cele mai speriate se prezintă imediat la medicul ginecolog și în condiții în care chiar nu reușim să vedem nimic, dar putem face ca la prima consultație să amânăm momentul vizualizării sarcinii. În principiu se recomandă să se vină la control după o săptămână, două de la întârzierea menstruației. Trebuie să discutăm un pic despre celulele stem în sine. Drumul nostru începe cu apariția, multiplicarea unei singure celule din fecundarea celor două celule, feminină și masculină, și această celulă are o capacitate de multiplicare și de diferențiere foarte, foarte mare. Noi suntem construiți din celule, celula este unitatea de bază a organismului nostru. Ce reprezintă celulele stem? Ele sunt celulele care se pot diferenția în orice tip de celulă din organismul nostru. Ficat, creier, neuron și așa mai departe. Există mai multe tipuri de celule stem. Celulele stem embrionare sunt cele care apar în primele 5 zile de la fecundație. Practic sunt cam în a cincea zi după fecundație, în jur de 150, și care sunt cele mai puternice, să spunem așa, dar care nu se folosesc decât în cercetare și nu se folosesc în terapii, pentru că există și o problemă etică aici. Dacă intervenim într-un stadiu atât de incipient al vieții, apare moartea și atunci sunt interzise astfel de terapii cu celule embrionare. Cele mai folosite, să spunem așa, sunt celulele stem de peripartum, despre care și discutăm acum, celulele care se află în placentă, foarte, foarte multe, și în cordon umbilical și din sângele care circulă prin placentă. Desigur, noi avem și celulele stem adulte și turnoverul celular este realizat de către aceste celule stem. Practic, celulele stem au grijă de sănătatea noastră. Toate celulele al organismului nostru mor la un moment dat, deci au o durată de viață și astfel ele sunt înlocuite de către celulele stem. Au această capacitate de a avea grijă de sănătatea noastră și de a merge mai departe.
Aici mai vreau să te întreb, proprietățile celulelor stem din placentă și din cordon umbilical sunt la fel sau sunt diferite? Cordon și placentă sunt la fel, ceea ce este diferit, adică putem să ne punem întrebarea de ce trebuie să recoltăm noi celule stem la naștere când noi avem celule stem inclusiv în grăsimea de pe abdomen. Deși aceste celule stem au o capacitate și o forță destul de mare și ele nu îmbătrânesc la fel de repede ca noi, să-i spunem, totuși celulele stem de la naștere sunt cu rezultate cele mai bune în studii, pentru că nu sunt afectate de radiații, de toxice alimentare pe parcursul vieții și de aceea acestea au rata de succes cea mai mare. Deci putem să spunem că celulele stem de la naștere sunt mai pure? Putem folosi acest termen, să le spunem mai tinere. Mai tinere. Și în continuare vreau să te întreb de partea de celule stem, subiectul nostru de astăzi. Multă lume știe că le putem recolta la naștere, dar vreau să te întreb care sunt beneficiile, de ce e bine să recoltăm celulele stem ale copilului deja de la naștere? Recoltarea de celule stem din cordon umbilical se face de foarte mult, foarte mult timp. Ea este bine cunoscută că există o posibilitate și pe acest subiect au existat foarte multe discuții. În principiu, discuțiile sunt de lipsa folosirilor, deși clar că nu ne gândim să ne dorim să le folosim, pentru că în trecut se foloseau doar în leucemii, limfoame, în câteva boli. Acum 15 ani, de exemplu, era o listă de 12 afecțiuni la care puteau fi folosite. În schimb, în ultimul timp și, să zicem, în ultimii 10 ani, oamenii de știință au forțat un pic utilizarea lor și astfel, la ora actuală, există o plajă de peste 80 de afecțiuni la care pot fi folosite. Legat de grija mamei față de viitorul copil, cel mai des folosite sunt, la ora actuală, studiile cele mai mari, acum sunt pe afecțiuni din spectrul autismului sau de paralizia de la postpartum, de la naștere. Dar acum se fac cercetări și pe folosirea lor în medicina regenerativă și în boli ale bătrâneții, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson. Deci, practic, ele pot fi folosite pe o plajă extraordinar de mare de afecțiuni. Și ele se recoltează efectiv din cordonul umbilical. După nașterea copilului, practic acest proces de recoltare este unul foarte simplu, care nu are niciun risc nici pentru mamă, nici pentru copil și nici nu interferă în procesul de atașament între mamă și tată, dacă este permis să asiste la naștere, și recoltarea care durează câteva minute, fără niciun risc nici pentru mamă, nici pentru copil. O să pun o întrebare absurdă, dar am văzut un comentariu după primul episod de celule stem și anume cineva spunea că dacă mămica respectivă sau familia respectivă nu optează pentru a colecta celulele stem din cordonul umbilical al copilului, acelea pot fi preluate de o altă familie, de un altcineva și să fie folosite în tratarea unei alte familii sau unui alt copil. La naștere, legat de celulele stem care rămân în cordon umbilical, după clamparea cordonului umbilical și în placentă, există mai multe variante. Principala este ca fiecare părinte să-și recolteze pentru uzul propriu, să-i spunem, aceste celule stem putând fi folosite nu numai pentru nou născut, ci și pentru frații lui sau pentru membrii ai familiei lui, fiind o compatibilitate mai mare. În condițiile în care nu se dorește să se recolteze pentru uz propriu, atunci, în afară, la noi în țară, încă nu există o bancă de celule stem care se stocheze, o bancă publică de celule stem care se stocheze aceste celule și în țară la noi nu se efectuează acest lucru, dar în Statele Unite ale Americii se practică acest lucru și este o cerere destul de mare pe băncile de celule stem publice, fiind o cerere de 1 din 10.000, un procent destul de mare, pentru a detecta și de a avea șansa de a găsi o colectare de celule stem compatibilă pentru cel care are nevoie. Poate mentalitatea românească este încă un pic reticentă vis-a-vis de evoluția medicală. Vreau să te întreb,
subiectiv, de la cabinet, pacienții au o reticență în, când se deschide subiectul de recoltare a celulelor stem la naștere? De obicei ei îl deschid acestă. Sunt întrebat, recomandați sau nu recomandați recoltarea de celule stem? Scopul nostru nu e de a recomanda sau nu recomanda, ci mai degrabă de a informa corect, astfel încât ei să ia o decizie în acest sens. Problema principală legată de recoltarea de celule stem de la naștere este dezinformarea pe site-urile, în special cele din România, în care există o zonă de comentarii care spun că le recoltați inutil, dar sunt practic dezinformați. Aș vrea să vorbim un pic și de clamparea cordonului umbilical. În primul rând aș vrea să-mi spuneți ce este și ulterior ce se poate, dacă se poate recolta celulele stem din cordonul umbilical într-o clampare întârziată. Clamparea cordonului umbilical, evident, se realizează după nașterea copilului. Și eu este un obicei, să spunem la noi, să-l clampăm cât mai tardiv, astfel încât copilul până momentele, primele secunde de adaptare la viața extrauterină, să-i spunem așa, și să reușească să respire singur, încă mai primește oxigen din placentă. Și acest proces de clampare tardivă se face în mod uzual. Practic, noi tăiem cordonul umbilical după ce nu mai simțim că pulsații ale cordonului umbilical, care se întâmplă undeva între 1 și 3 minute. Iar recoltarea de celule stem nu interferă cu nimic acest proces. Putem recolta sampling de celule stem din placentă și după ce are loc delivrența, adică după ce iese și placenta. Mai am o singură întrebare. Vreau să cer o recomandare generală neapărat legată de celulele stem, vis-a-vis de naștere, ce recomanzi unei mămici? Ce ar trebui să aibă în vedere și ce vrei să-i transmiți unei viitoare mămici? În primul rând, legat de naștere, să nască cum își dorește, dar în condițiile în care se și poate, adică să nască în condiții de siguranță, atât pentru ea cât și pentru copil. Legat de recoltarea de celule stem la naștere, nu pot spune că am o recomandare fermă, pentru că terapia cu celule stem la ora actuală este la nivel de studii și de cercetare, dar trebuie să credem în oameni de știință și cred că vor reuși să folosească această terapie. Dacă au posibilitatea financiară și nu reprezintă un efort foarte mare pentru ele, recoltarea de celule stem la naștere poate fi văzută ca o poliță de asigurări de sănătate pentru copil. Mai nou, aceste celule stem sunt folosite, v-am zis, și la boli cum ar fi chiar și cancerul, asociat cu terapia genetică, sau un infarct miocardic, și aceste celule pot salva viața bunicului, să spunem, peste 10-15 ani. E o măsură de siguranță care poate fi folosită la ora actuală și e bine să o facem dacă putem. Vreau să întreb, pentru că ai spus viața bunicului, practic celulele stem a unui copil din același neam, cum s-ar spune, pot fi folosite unei alte persoane, a bunicului, de exemplu? Da, sigur, da. Ele pot fi folosite pentru orice altă persoană care este compatibilă, dar evident că dacă e un membru al familiei, atunci șansa de a fi compatibilă proba și folosită la un membru al familiei este mult mai mare. Am avut cupluri care au născut copilul cu autism, să spunem, și nu au recoltat celulele stem la naștere și au făcut al treilea copil ca să recolteze celulele stem la naștere, să le folosească pentru fratele mai mare și să sperăm că sunt compatibile. Față de acum 5 sau 10 ani, există o evoluție în ceea ce înseamnă sectorul celulelor stem? Față de acum 2 ani, de exemplu, există o evoluție spectaculoasă. Putem vorbi despre, de exemplu, de domeniul sportivilor de performanță, unde sportivi celebri au folosit terapia cu celulele stem pentru accidentări, de exemplu. Deci, medicina tradițională, adică medicamente plus chirurgie, le oferea o soluție pe care la ei nu îi avantajează, scosând-i foarte mult din competiție.
și este folosită cu succes această terapie. Mi-am terminat întrebările și vă mulțumesc mult pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc de invitație și mi-a părut bine să particip.